capul bandajat și 2 plasturi pe față. În mâna validă, ține o scrisoare. Domnule, ce-i cu dumneata aici din nou? Nu ești în beciul poliției? Am fost, nu se vede, dar am plătit amenda și mi-au dat drumul. Și acum ce cauți aici? Îl caut pe domnul prefect. Am fost la prefectură și am aflat că e la dumneavoastră. A fost până la dinamă, dar a plecat. Atunci mă duc și eu. Foarte bine, du-te. De fapt, ia stai puțin. Ce treabă ai cu domnul prefect? Am o scrisoare adresată dumnealui. A pierdut un polițaiu când m-a interogat. M-a interogat cu ce îmi vine la mână, cu bastonul, cu patul pușchii, ba chiar și chipiul m-a mângâiat. Atunci cred că i-a căzut scrisoarea. O avea probabil în căptușală. Abia după ce a plecat dumnealui, am găsit-o jos și am văzut că era adresată domnului prefect. De asta m-am gândit că a fost împărțitor la poștă să-i urmânez personal. Mai ales că scrie urgent. Știi ceva? Dă-o încoace că îi urmânez eu. Oare, joițicor, nu vă supărați pe mine, dar eu, că a fost împărțitor la poștă, numai adresantului personal urmânez. Adresantului, firește. Și eu tot adresantului urmânez. Urgent. Ce, n-ai încredere în mine? Ba da, oare, joițicor, dar știți, adresantul... Hai, dă-o încoace și mergi la fecior. Spune-i că am zis eu să-ți dea ceva de băut. Ceva de băut? Aia, asta mi-ar prinde bine. Atunci... Poftiți scrisoarea, dar să ajungă la adresant, da? La adresant, desigur. Cetățeanul iese, Zurei deschide nerăbdătoare scrisoarea și o citește. Vă anunțăm pe această cale că din înalte rațiuni de partid, candidatul la președinția partidului și suntem convinși chiar viitorul președinte al filialei județene care va sosi astăzi în orașul dumneavoastră este domnul... Scapă scrisoarea din mână. Nu se poate. Sună dintr-un clopoțel. Fecior, pregătește-mi trăsura, trebuie să ajung la gară. Și caută-l pe Popa Pripici să vină și dumnealui urgent la gară, ne-am înțeles? Scena 15. Cetățeanul turmentat, singur în salon, stă pe un scaun și bea dintr-o sticlă. Intră Tipătescu. Domnule, dumneata, ce faci aici? Mi-a dat feciorul o sticlă cu rachiu. I-a poruncit cu Ana Joițica. Și dumneai unde e? Cine? Cona Juițica, nu de dumneai vorbeam? Aaa, pe de ce nu spui așa? Dumneai s-a dus la gară cu trăsura. Ce să caute la gară? Asta nu mi-a spus. Adoarbe, intră Cațaven. Domnul Tipătescu, pe dumneata vă căutam. Eram sigur că vă găsesc aici. De ce? Pentru că mereu sunteți aici. Vă am să...